Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Eu încerc să vorbesc puțin mai tare. Sper că vânt să nu fie chiar aspru cu noi. Astăzi sunt împreună cu Ionuț, prietenul canalului nostru, Gabriel Icosa. Are și el un canal de YouTube. Ionuț, cum îmi zice că e? Ionuț86G, așa se numește canalul. Dacă vreți să vedeți filme cu animale, urmăriți-l și pe el. Pune niște filme foarte interesante din crescătoria lui pe care o să o vizităm probabil în episodul viitor. Astăzi am ieșit la o plimbare. După cum puteți vedea, suntem pe câmp. Cam înnourat, bate vântul, dar sperăm să vedem ceva animale interesante. Așa că astăzi o să mergeți cu noi într-o drumeție, să zicem, pe malul râului Moldova. Ce pădure de porumb pe aici. Aici am observat multe animale de-a lungul timpului. Am văzut rață sălbatică cu pui. Avea puișorii micuți și când m-a văzut că mă apropii, apa fiind micuță, probabil că ea s-a simțit în pericol. Și a început să zboare, să se dea rănită, știi? Zbura așa greu, foarte și țipa, știi? Și m-a atras la o altă baltă, ca să las cumva pui în pace, știi? Și puii stăteau și se uitau la mine să vadă ce fac, știi? Și eu când numai cât m-am uitat la ei, toată s-au ascuns în vegetația asta. Dai seama dacă un prădător, cum ar fi un uliu, încearcă să îi prindă sau ceva, ei fiind mici, se ascund în vegetație și scapă. La fel am văzut testoase, testoasa europeană de apă. Emisorbicularis, da. Pentru că au o zonă în care găsesc foarte multe larve de insecte în apa asta și au o hrană constantă, mormoloși de broască. Sunt mai multe specii de amfibieni care depun ouăle aici și mormolocilor cresc în balta asta, da. La fel, cred că și stâlpul ăștia de pe aici, că nu sunt oameni, normal. I-am mai văzut pe malurile mută. Se hrănește cu amfibienii care sunt în abundență în vegetația asta, plină de insecte. Ce ai prins acolo? Hibernare încă sunt active, știi? Păi, dar ar trebui să fie active, că acum aș fac... Asta cred că e juvenil de anul trecut sau chiar de anul ăsta. Ești de acord? Nu, de anul ăsta e prea mare. Prea mare, e? Ia, ce ochi au. Place colorația ochiului. Pa! Oare mă las să mă apropii? Au plecat de acolo. Nu, e puțin mai așa, gura vizuină. Eu filmez acum gura vizuină, dar nu mai văd. Unde, mă? Acum, vezi ăsta care e coară. Da, s-a băgat în vegetație de acolo. Da, știu că își fac cuiburi, dar își fac tot în scorburi. Pițigoi, dar de care pițigoi? Ăla e pițigoi mare, sigur. Păi nu, ăla cred că e albastru, care s-a dus în partea aia altă. Ăla era pițigoi mare. Hai, mă, nu putem să-i vedem?
Uite, ăla e pițigură mare, dar scopaci ești așa de deș. Ia uite. Nici lumina nu prea mă ajută. Acolo să camufleze. Da, mă. E specia numai adaptată pentru malurile astea de râu, așa. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici. Dacă nu ești abonat la acest canal, unde împreună descoperim minunata lume a animalelor, în partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare, nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.